Vom citi primele 5 versete din acest psalm, urmând ca alte versete să le amintesc în timpul mesajului, când va fi nevoie. Pagina 616. Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci. Cine va putea spune isprăvile mărețe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda Lui? Ferice de cei ce păzesc legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme. Adu-ți aminte de mine, Doamne, bunăvoința Ta pentru poporul Tău. Adu-ți aminte de mine și dă-i ajutorul Tău, ca să văd fericirea aleșilor Tăi și să mă bucur de bucuria poporului Tău și să mă laud cu moștenirea Ta. Amin. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Este o întrebare în versetul 2. Cine va putea vesti toată lauda Domnului? Întrebarea la care psalmistul nu așteaptă să dăm ca răspuns o persoană care ar fi capabilă să îl slăvească pe Dumnezeu atât cât merită. Ci întrebarea ne provoacă să observăm încă o dată cât de măreț este Dumnezeu. Incapabil suntem oricare dintre noi să umplem până la plinătate măsura de laudă pe care o merită Creatorul. Vă amintiți ce spunea Iov în cartea sa? A zis, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Adică vrea să zică Iov, Dumnezeu merită binecuvântat și când nu ai motive și nu vezi cu ochii tăi motive ca să-L auzi. Cu atât mai mult când te gândești la toate lucrările mărețe ale Domnului pe care le-a săvârșit față de noi. Pentru că dacă ne uităm în istoria biblică, observăm că Dumnezeu uneori a intervenit într-un mod miraculos. Dumnezeu mută munții din loc. Dumnezeu face să fulgere cu glasul Său măreț. Dumnezeu seacă apele în fața Lui. Iordanul începe să curgă invers, spunem psalmi. Înapoi, Marea Roșie se despică înaintea Lui, ca să facă drum poporul Său. Dumnezeu face minuni și semne măreți. Dar tot același Dumnezeu uneori preferă să rămână anonim în istoria biblică și nu face altceva decât să miște puțin duhul unui om, să atingă inima unui om. Vă rog să observați că nu este nicio diferență semnificativă între lucrările mărețe ale lui Dumnezeu, minunile extraordinare și momentele obișnuite de peste zi. Vă amintiți cum i-a scos Dumnezeu pe evrei din Egipt cu mână puternică și cu braț întins? Dar oare observăm că același Dumnezeu i-a scos din nou din Babilon pe evrei fără să facă nicio minune? Nu s-a despicat nicio mare, nu s-au făcut turcii, doar a mișcat Duhul lui Cir, care a dat o poruncă, o lege prin care evreii se puteau întoarce din nou în patria lor. Același Dumnezeu. De aceea a spus oamenii lui Dumnezeu din Scriptură, sesizând acest mod de acțiune a lui Dumnezeu. De exemplu, spune Solomon în cartea sa, în Proverbe, capitolul 3. Recunoaște-L pe Dumnezeu în toate căile tale. De ce? Pentru că Dumnezeu uneori preferă să se ascundă sau să rămână anonim. Și noi avem datoria să observăm în spatele evenimentelor din viața noastră, chiar dacă nu sunt miraculoase, să sesizăm degetul lui Dumnezeu care le planifică și le pune la punct. Avem un Dumnezeu care merită să fie lăudat, dar spune versetul 3. Versetul de care vreau să mă ocup în această după masă. Ferice de cei ce păzesc legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme. Așa au observat oamenii lui Dumnezeu în istorie, privind în spatele lor și tot psalmul care îl citim mai departe, toată istoria evreilor, vine să argumenteze acest verset. Spune psalmistul, știi că fericit este cel care păzește legea și care înfăptuiește dreptatea în orice vreme. Oricât de mult se vor mai schimba timpurile și vremurile, oricât de mari vor mai fi provocările societății în care trăim, fericirea este pentru cei care înfăptuiesc dreptatea, oricând, în orice vreme. Nu la fel spunea Solomon în Eclesiastul, în capitolul 8, zice el, după o viață
după cum se știe, cartea Eclesiastru a fost scrisă spre bătrânețe. Versetul 12. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruie multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Odată și eu am fost ispitit datorită împrejurării prin care treceam și unor decepții pe care le-am avut. Mergeam la consilier la un frate și am spus că priveam cu invidie pe cineva care nu era așa de credincios Domnului. Și mi se părea că este foarte fericit și împlinit. Și mi-a zis, zice, să știi că tu ești mult mai fericit decât el. Eu îl știu din mărturisiri. N-am înțeles foarte mult atunci, dar după aceea, înțelegând lucrurile și cunoscând mai bine și persoana respectivă, mi-am dat seama că eu foloseam unități greșite de măsurare a fericirii. E ca și cum ai încercat să măsori lungimea unui drum cu cântarul sau să măsori greutatea unui corp, a unui obiect folosind metru. Atunci când privești din exterior, vorba acelui frate zicea, să știi că analizele se iau la sânge, nu la păr. Atunci când vorbești despre fericire, oamenii lui Dumnezeu au constatat că până la urmă fericit este cel care reușește să înfăptuiască dreptatea, oricând, în orice vreme. Și în secolul 21, și în fața provocărilor care ne stau în față astăzi, să reușim să trăim după legea lui Dumnezeu, după principiile Domnului. Dacă este cineva hotărât să facă asta, va constata în cursul vieții că va ajunge fericit. Doar că până la împlinirea acestei fericiri există un timp. Spunea Domnul Iisus Hristos, Evanghelia după Matei, capitolul 5. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei flămânzi, căci ei vor fi săturați. Toate fericirile din Matei sunt fericiri care își așteaptă împlinirea în viitor. Momentan nu vezi fericirea, astăzi plâng, astăzi sunt flămânzi, astăzi sunt prigoniți după versetul 9 din Matei 5. Dar vor fi fericiți, ba nu numai ei. În Proverbe ni se spune că și copiii celor care viețuiesc cu dreptate pe pământ, uitați ce spune Proverbe în capitolul 20, versetul 7. Cel neprionit umblă neprionirea lui, ferice de copiii lui după el. Sau cum spune Septuaginta, cine viețuiește credincios în dreptate, va lăsa copii fericiți. Și urmașilor noștri le asigurăm fericirea dacă reușim să trăim în dreptate. Numai că împotriva acestei cerințe biblice și împotriva acestui angajament ne luptăm în fiecare zi cu câteva ispite. Și am să amintesc din Psalmul 106, pe care am hotărât să-l citim în această dupămasă, câteva dintre ispitele care le-au avut evreii în cursul istoriei lor. Hai să citim prima dată versetul 13. Au uitat curând lucrările lui și n-au așteptat împlinirea planurilor lui. Fiecare dintre noi constatăm în relație cu Dumnezeu că Dumnezeul nostru parcă întârzie. Și pentru a merge spre ținta la care ne-a propus, există și cerința aceasta a unui timp care trebuie umplut cu răbdare. Spunea în Evrei, în capitolul 10, Marele Apostol Pavel, versetul 36, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Adică după ce am făcut ce a cerut Dumnezeu și am umblat în dreptate, până când primesc ce mi-a promis Dumnezeu, fericirea, durează un timp. Există un timp care trebuie să-l umpli cu răbdare. Uitați-vă la toată experiența biblică. Dumnezeu a promis lui Avram, ieși din țara ta, din Ur, din Haldea, și du-te într-un loc unde îți voi spune eu și te voi face o neam mare, te voi binecuvânta, vei fi o binecuvântare, toate semințele pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Asta i-a făcut Dumnezeu la 75 de ani. Și au trecut 25 de ani.
până când toate cârjele pe care se mai sprijinea nădejdea lui Avram s-au prăbușit. Bătrân, Sara bătrână, acum să mai avem copii? Nu vi se pare că Dumnezeu parcă în mod intenționat a dus până la limite răbdarea lui Avram în comportamentul său, al lui Dumnezeu cu Avram? Și după 25 de ani, când în sfârșit Avram îl primește cu bucurie pe Isaac, mai trec câțiva ani și Dumnezeu zice, acum ia-l pe Isaac și du-l jertfă. Doamne, de unde sunt făgăduințele tale? Dumnezeu le-a promis evreilor că îi scoate din Egipt și îi duce într-o țară unde curge lapte și miere. Știți care a fost marea lor ispită? N-au așteptat după Dumnezeu. Avem noi o cântare, cred că e izvorâtă tocmai din această experiență. Doamne, pentru ce carele tale vin așa de încet? Avem un Dumnezeu parcă că întârzie. Deci ai Petru, că Dumnezeu nu întârzie. Numai că are și el răbdare. Și cei care vor să fie copii al lui Dumnezeu, să fie fericiți, trebuie să-și formeze și ei răbdarea. Avem nevoie de răbdare. Este primul lucru care mi se cere în experiența mea cu Dumnezeu. Amintiți-vă de Iosif. Dumnezeu a făcut niște făgăduințe extraordinare prin visul pe care l-a avut. Avea o tinerețe impecabilă, un tânăr curat și cu minte și bun și pocăit. Și după astfel de tinerețe, Dumnezeu o lasă să ajungă în temniță. Da, frații mei ar fi meritat mult mai mult să ajungă în temniță, dar ei se bucură de libertate, au tot ce le trebuie, acasă, în casa părintească, toată moștenirea părinților mei e a lor. Și eu în temniță. Și asta timp îndelungat. Nu ni se spune în Scriptură câți ani a stat Iosif în temniță. Știm că de la momentul visurilor celor doi slujitori al lui Faraon au mai durat încă 2 ani. A fost un timp în care Dumnezeu l-a lăsat pe Iosif, cum ni se spune în Psalmul 105. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Până când nu reușești să dovedești răbdare, nu te califici să primești ce ți-a fost făgăduit. Uitați ce spune în Evrei, în capitolul 6, același mare apostol despre care, din care citeam mai devreme. În Evrei, capitolul 6, versetul 11. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcăm pe urmele celor ce prin credință, și de ce mai e nevoie după credință? Și răbdare moștenesc făgăduințele. Și ne se spune versetul 15 despre Avram, astfel fiindcă a așteptat cu răbdare, a reușit să dobândească făgăduința lui Dumnezeu. Trebuie să dovedim răbdare. Mi-amintesc de neprionitul Iov care spunea la un moment dat în cartea sa, Doamne, Tu știi ce cale am urmat. Adică m-am supus celui mai înalt test. Sunt gata să fiu pus la încercare de Dumnezeu. Și dacă m-ai încercat, spune în capitolul 23, aș ieși mai curat decât aurul. Care dintre noi poate spune aceste cuvinte? Că dacă ne-ar proba nu păstorul, nu soțul sau soția, nu copiii, Dumnezeu dacă ne-ar pune pe cântar și ne-ar băga în cuptor, am ieșit mai curat decât aur. Și după toate astea, mă așteptam la ceea ce spune Psalmul 106. Ferice de cei ce împlinesc dreptatea în orice vreme. Și asta l-a marcat și pe Iov. Și asta l-a scandalizat pe Iov și l-a făcut să se certe cu Creatorul. Să protesteze. Că nu păstrează Dumnezeu timpurile de judecată ca după aceea Dumnezeu să intervină. Problema este la tine, că n-ai răbdare după mine. Și asta a fost problema evreilor. N-au așteptat împlinirea planurilor sale. Bine este, spune în plângerul lui Ieremia, acest profet, să aștepți în răbdare, în tăcere, ajutorul Domnului. Există un timp de așteptare pentru fiecare dintre noi. Și amintiți-vă că lepădarea lui Saul a pornit în momentul în care n-a avut răbdare după Dumnezeu. Dumnezeu știe limitele noastre. Zice Biblia în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, zice Apostolul Pavel,
că Dumnezeu care este încredincios nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre, ci împreună cu ispita a pregătit undeva în istorie, în timp, mijlocul să ieșim din ea ca să putem să răbdăm ispita, să putem trece biruitor prin acest timp. Dar citim în 1 Samuel despre acest Dumnezeu care cunoaște limitele răbdării noastre, că l-a pus pe Saul la încercare prin profetul Samuel, care i-a cerut, amintiți-vă în capitolul 10, când îl unge ca împărat, să-l aștepte 7 zile. Dar în capitolul 13, după 7 zile de așteptat, versetul 8, a așteptat 7 zile după timpul hotărât de Samuel, exact cum i-a zis profetul. Dar Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împrăștea de lângă Saul și nu știu exact ce a fost în mintea lui Samuel, nu știu de ce a zăbovit. Eu cred că Dumnezeu a pus piedici, pentru că am observat în istorie că Dumnezeu ne încearcă răbdarea fiecăruia dintre noi. Atunci Saul a zis, aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire, și a jertfit arderea de tot. Pe când sfârșea de adus arderea de tot, a venit Samuel. Și Saul i-a ieșit înainte să-i ureze de bine. Samuel a zis, ce ai făcut? Saul a răspuns, când am văzut că poporul se împrăște de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strânși la micmaș, mi-am zis, filistenii se vor cobori împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. Atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot. Samuel a zis, foarte mulți cred că Dumnezeu l-a lepădat pe Saul când a păcătuit cu Amalec și n-a ascultat. Atenție, unde a pornit lepădarea lui Saul? Ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul, adică n-ai avut răbdare după Dumnezeu. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum, domnia ta nu va dăni. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce sporunțise Domnul. Momentul cu Amalec a fost doar concretizarea, momentul în care Dumnezeu a rupt, cum știți, prin haina lui Samuel, acel gest semnificativ, domnia de mâna lui Saul, dându-i-o lui David. Urmând ca peste timp și pe David Dumnezeu l-a încercat. Amintiți-vă, și David a trebuit să fugă după Samuel. Nu vedeți că Dumnezeu cu toți oamenii se comportă așa? Spunea un gânditor creștin, Doamne, dacă așa îți tratezi prietenii, să nu te miri că ai așa de puțini. Adică pe fiecare Dumnezeu ne duce până la limitele puterilor noastre. Dar niciodată nu ne lasă să trecem dincolo. Întotdeauna ne vine în ajutor, pregătește mijlocul să ieșim. Are pregătită soluția, doar că noi trebuie să-L așteptăm pe Dumnezeu. Dacă vreți să înfăptuim dreptatea în orice vreme, știu că această dreptate, care niște cere să o înfăptuim, este supusă ispitei fiecare zi. Dar de ce să mai am răbdare pe Dumnezeu? Dar pot să mă îmbogățesc foarte repede, să la servici am posibilitatea să ajung bogat. Sau pot să-mi împlinesc nevoile sunt o altă formă decât pe calea aceasta dreptății. Și diavolul ne oferă diferite soluții pentru asta. Și veți vedea în cursul mesajului meu câte soluții propune diavolul ca să ne ajute cumva să-L salvăm pe Dumnezeu din situația neîmplinirilor, făgăduințelor pe care ne-au fost făcute. În loc să dovedim răbdare după Dumnezeu. Amintiți-vă de Ilie, deznădăjduit la un moment dat, își cere moartea de la Dumnezeu și zice, Doamne, ia-mi viața, nu sunt mai bun decât părinții mei. Și eu, dacă aș fi fost, sau și dumneavoastră, cred că, care știți sfârșitul lui Ilie, dacă aș fi fost în locul lui Dumnezeu, i-ați fi zis, Ilie, tu nu știi ce am pregătit pentru tine. Tu nu știi cum am eu de gând să te ia de pe pământul ăsta. Tu ceri să mori așa ca un singuratic, într-o peșteră, deznădăjduit ca un înfrânt. Eu am pentru tine un final fericit. Așteaptă numai. Dă-i drumul la muncă. Tu te unge-l pe Elisei, proroc în locul tău, du-te unge-l pe Hazael ca împărat al Siriei și după aia o să vină timpul ieșirii tale din slujbă, dar o să-ți fac o ieșire frumoasă. Dar ai răbdare după mine. Mamelor și taților, frați care așteptați făgăduințele lui Dumnezeu, vă cer și vă invit din experiența poporului Israel. Aveți răbdare după Dumnezeu.
Știți că nerăbdarea evreilor din pustie i-a dus la 40 de ani de pripegie și niciunul n-a văzut țara sfântă din cei care au ieșit, afară de Iosua și Caleb după făgăduința lui Dumnezeu? N-au mai putut să mai aștepte puțin după Dumnezeu. Ne-am săturat de tot, de mana asta. Ne-ai dus într-o țară, tot ne-ai dus într-o țară care curge lapte și miere. Dacă vreți să fim fericiți, prima probă este proba răbdării după Dumnezeu. După ce ai făcut ce zice Dumnezeu, trebuie să ai răbdare să-și împlinească Dumnezeu promisiunea. Un timp care uneori durează foarte mult. Versetul 21, tot din Psalmul 106. A uitat pe Dumnezeu Mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari în Egipt. L-a uitat pe Dumnezeu. Vedeți, există două moduri în care poți să uiți un lucru. Poți să uiți în sensul că ți s-a șters din minte, chiar nu-ți mai aduci aminte, nu mai ții minte ce am făcut la 2 ani. Oricât m-a silit să-mi amintesc de acele lucruri, nu pot să-mi aduc aminte, nimic. Nu-mi amintesc nimic. Este un fel de amnezie a copilăriei și o amnezie a bătrâneții. De fapt, psihologii spun că până la vârsta de 3 ani, oamenii nu rețin nimic. Nu pot să-și amintească nimic din perioada dinainte de 3 ani. Probabil că sunt cazuri rare când ne amintim de un eveniment special. Dar există un alt fel de a uita un lucru. El există în mintea ta. Dacă îți faci un exercițiu de recapitulare, mai ți-a aduce aminte. Doar că ești neatent, îl nesocotești. Uitați ce spune în Deuteronom, în capitolul 4, și acesta este modul în care evreii l-au uitat pe Dumnezeu. Dar nu credeți că evreii au uitat că au trecut prin Marea Roșie? Sau nu credeți că aveau probleme cu memoria să uite că au mâncat în fiecare zi mană din cer? Deuteronom, capitolul 4, versetul 9. Spunea aici Domnul: numai ia seama asupra ta și veghează cu luarea mintea asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Atunci ai uitat ceva când ți-a ieșit din inimă. De exemplu, am fost o dată implicat într-un accident. Am fost atât de marcat de împrejurarea acelui accident încât ziua, noaptea, când mă gândeam, îmi revenea toată scena aceea în fața ochilor. O vedeam toată ziua și retrăiam emoția acelui moment. Astăzi pot să spun că am uitat acele lucruri pentru că, deși nu o să uit niciodată accidentul respectiv, eu nu mai pot resimți ce am simțit atunci, nu mai amintesc despre toate datele de atunci. Ele mi-au ieșit din inimă, s-au vindecat, au trecut. Există foarte mulți credincioși care cred că dacă vin la adunare, dacă îndeplinesc un anumit ritual religios, ei nu l-au uitat pe Dumnezeu. Dar în momentul în care Dumnezeu ți-a ieșit din inimă, adică din zona sentimentală a ființei umane, când nu-L mai iubești pe Dumnezeu, când nu-ți mai dorești părtășia cu Dumnezeu, când nu-ți mai place să stai de vorbă cu El, tu L-ai uitat pe Dumnezeu. Când nu-L mai implici în planurile tale, când nu-L mai implici în alegerile tale, L-ai uitat pe Dumnezeu. El poate să existe în memoria ta ca informație, dar nu suntem bonavi psihic să uităm că ne-am botezat, că am fost vindecați, că am fost mântuiți, că am fost iertați, că am fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, că am avut experiențe în casa lui Dumnezeu. Nu le-am uitat. Știm că au avut loc în viața noastră. Dar atunci când ele nu mai sunt într-o relație sentimentală cu Dumnezeu, adică când inima mea nu mai este îndrăgostită de Dumnezeu și nu are loc în sentimentele mele lăuntrice, eu am început să-L uit pe Dumnezeu. Și El ocupă alte locuri. În privința aceasta citesc ceea ce spune înțeleptul Solomon în Proverbe, capitolul 4. Și aici avem o mare datorie. Proverbe, capitolul 4, versetul 21. Dar citesc de la 20. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele, să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, ca cuvintele Domnului și Dumnezeu să rămână în adâncul inimii, zice Solomon, pune-le în fața ochilor.
Sau spune în Iosua, capitolul 1, versetul 8, cartea acestea legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei lucra cu înțelepciune, atunci vei izbândi în toate lucrurile tale. Adică sunt două cerințe biblice. Una, fă din cartea aceasta legii obiectul studiului tău, a privirilor tale. Puneți ochii la treabă și puneți des legea lui Dumnezeu sub top. Asta poți să o faci ca să nu-L uiți pe Dumnezeu și să-ți păstrezi locul inimii, taina, adâncul inimii, în fundul inimii pentru Dumnezeu. Și fă din Dumnezeu subiectul discuțiilor tale, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, adică vorbește din ea, vorbește despre ea, pentru ca să nu-ți iasă din inimă. A treia mare greșeală și ispită pentru noi, care veți vedea că ne determină să nu mai înfăptuim dreptatea, oricând. Versetul 24. Ei au nesocotit țara desfătărilor, n-au crezut în cuvântul Domnului. Deja aici intrăm în lumea valorilor noastre interioare. Și Biblia ne cere la o reconsiderare a valorilor noastre. Care sunt lucrurile care le socotim valoroase? Ei aveau o făgăduință a unei țări a desfătărilor, cum avem și noi făgăduința unei împărății a lui Dumnezeu, o lume fascinantă, care ar trebui să ne câștige atenția în fiecare zi. O lume care trebuie să ne cucerească visurile noastre, la care trebuie să ne gândim și ne se cere să iubim și să căutăm împărăția lui Dumnezeu mai înainte de toate lucrurile. Celelalte lucruri se vor da pe deasupra. Dar împărăția lui Dumnezeu trebuie să devină interesul nostru. Numai că împotriva acestei cerințe, în fiecare zi, există diferite lucruri care vor să-ți câștige inima, bucuria și să-ți găsești desfătarea în ele. În momentul în care începi să subevaluezi împărăția lui Dumnezeu, socotind că vreun lucru de pe pământul acesta te-ar putea câștiga împlinirea și fericirea, nu mai poți să fii drept în orice împrejurare. Păi dacă aș face așa, aș fi fericit și împărăția lui Dumnezeu privește lucrurile viitoare. Vorba lui Esau către Iacov. Blidul ăsta de linte mi-ar stâmpăra foamea, mi-ar asigura viața, pe când binecuvântarea tatălui meu și dreptul de întâi născut are în vedere lucrurile viitoare. Ce mă interesează pe mine binecuvântarea? Pe mine mă interesează blidul ăsta de linte. În momentul în care ai probleme la modul în care cântărești lucrurile, normal că nu o să mai poți să înfăptuiești dreptatea în orice vreme. Când este vorba despre Moise, ni se spune în Cartea Evreilor, în capitolul 11, că el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Iată că este vorba despre un cântar lăuntric pe care îl avem fiecare dintre noi. Fiecare ne facem socoteli când este vorba despre viața noastră, despre alegerile noastre. Niște socoteli lăuntrice. Socoteli care ne arată, de fapt, unde ne găsim noi desfătarea. Domnul să-ți fie desfătarea, Psalmul 37, și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 119, legea ta este desfătarea mea. Mă scol înaintea străjilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc la poruncile tale. Poruncile tale le am tot timpul sub ochi pentru că ele sunt bucuria inimii mele și desfătarea mea. Dacă împărăția lui Dumnezeu nu este desfătarea inimii noastre, nu putem să înfăptuim dreptatea în orice vreme. Și prin urmare, fericirea care ne este promisă aici în Psalmul 106 rămâne departe de noi. Și mergem mai departe în psalmul acesta, versetul 35, 36, 37, 38. Și s-au amestecat cu neamurile și au învățat faptele lor, au slujit idolilor lor care au fost o cursă pentru ei și au jertfit fiii și fiicele la idoli, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și fiicelor lor pe care au jertfit idolilor din Canaan și țara a fost purcată astfel prin omor. A patra mare ispită este împrumutarea lucrurilor și felului de viață al societății în care trăim. Asta a fost ispita evreilor, asta a fost ispita credincioșilor, oamenilor lui Dumnezeu în toate veacurile din istorie. De aceea zice la un moment dat că Dumnezeu a lăsat ca o ispită pe cananiți care să fie un ghimpe în coastele evreilor, prin care Dumnezeu să-i încerce să vadă dacă inima este în totul a lor, a lui Dumnezeu sau
dacă nu le este fidel lui Dumnezeu. O mare ispită care o avem noi în societatea noastră astăzi este să încercăm să împrumutăm valorile societății, stilul de viață al lumii în care trăim. Și aici ne apropiem de cel mai intim loc al pământului, familia. Zice Biblia că au învățat faptele lor, au învățat să se comporte ca neamurile și prin urmare și-au jertfit fiii și fiicele la idoli. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și fiicelor lor, moment în care Dumnezeu n-a mai suportat și a zis până aici. Asta este treapta cea mai de jos a căderii unui popor al lui Dumnezeu. Momentul în care, împrumutând valorile societății, își sacrifică copiii pe un asemenea altar. Vreau să spun aici două direcții în care putem fi ispitiți să ne sacrificăm copiii la idoli. Primul este capitolul nașterii de copii. Lucrând în învățământ, am fost însărcinat de mult să particip la recesământul din localitatea unde lucrez. Un interes școlar, să vedem prognoza pentru anii viitori a copiilor care vor frecventa școala. Și mergând pe stradă așa, bat la poartă, întreb pe oameni dacă sunt copii în familia lor. Aici nu sunt, nici la casa următoare, nici la cealaltă. Peste vreo patru numere acolo este o casă. Bun, mă duc dincolo. Un copil aveți? Da, avem un copil. Bun, mai știți pe aici prin zonă cineva care are copii? Ce nu prea sunt copii, asta este adevărul, nu sunt copii. Pentru că, zice, mentalitatea noastră era următoare, așa am fost învățați de părinți. Să faci un singur prunc, să nu se bată, să se lupte, să se certe de la avere, să legi moștenirea la unul singur, să nu se împartă averea. Acum, societate, te aștepți la orice. Zice, pocăiții ăștia mai fac copii, da? În rest, la noi, localitatea este... Și cine știe, peste ani, cum va arăta harta României dacă mergem în ritmul acesta? Nu sunt copii. Știi ce este trist? Asta este lume. Trist este că și în biserică găsește asemenea mentalități. Dom'le, dar nu te mai poți bucura de viață. Copiii îți vor fi o piedică ca să te poți bucura. Și acest împrumut al concepției despre fericire și împlinire luată din lume, normal că nu te mai poate ajuta să înfăptuiești dreptatea în orice vreme, să treci după poruncile lui Dumnezeu și prin urmare nu o să gusti niciodată acea fericire pe care o promite Sfânta Scriptură a celor care trăiesc în frică și teamă de Dumnezeu. Vreau să vă spun că, după Scriptură, fericirea este acolo unde sunt mulți. Spunea la un moment dat Augustin, dacă casa noastră devine cu atât mai neîncăpătoare cu cât o locuiesc mai mulți. Nu tot așa se întâmplă cu omul nostru lăuntric, ci spațiul interior devine cu atât mai larg cu cât locuiesc mai mulți în el. Și în psalmul 133 este un psalm des amintit la părtășile noastre. Spunea psalmistul David aici, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Și ne referim la strângerea noastră la biserică. Dați-mi voie să vă spun, când David a scris aceste cuvinte, ei nu locuiau la casa lui Dumnezeu, templul nici măcar nu era zidit. Și nici după aceea, când a fost zidit, templul nu era un loc unde să locuiască frații. Mergeau de trei ori pe an la casa lui Dumnezeu să jertfească după porunca lui Dumnezeu din lege. Ci David subliniază un adevăr pe care îl pierdem în istorie. Fericirea este acolo unde copiii unei familii, frații de corp, pot să supraviețuiască sub același acoperiș. Asta este ca roua lui Dumnezeu, ca un de lemnul care este turnat pe capul lui Aron și se coboară pe bară. Acolo dă Domnul binecuvântarea. Dacă reușești ca părinte să poți uni mai mulți copii sub același acoperiș, acolo este fericire, zice Sfânta Scriptură. Fericirea este promisă într-un loc unde se poate locui împreună. Cât de urâte sunt casele, cât de frumoase sunt palatele, dar dacă sunt lipsite de prunci, chiar recent treceam acum în coace pe lângă o casă frumoasă, o curte frumoasă, ziceam soției, degeaba arată atât de frumos, dacă știi că e pustie și oamenii care locuiesc acolo, nu știu unde își petrec ziua toată ziua, dacă știi că nu sunt prunci în curte, după modul în care a ta curtea, mi-am dat seama că nu sunt copii acolo.
În primul rând, primul mod în care se jerfesc copiii la idoli e că împrumutăm valorile societății. Păi, dacă vin copii, nu o să te mai poți distra, nu o să mai poți să-ți permiți concedii, nu o să te îmbogățești niciodată copiii, papă, bogăția și posibilitatea de a-ți aduna. Nu o să poți să-ți faci carieră în societatea de astăzi. Păi, da? Copiii sunt o piedică. Când înainte să mă căsătoresc, am citit o carte, probabil că aș citit și unul dintre dumneavoastră, Creat pentru demnitate. Și autorul acestei cărți spunea, printre altele, când Dumnezeu a dat poruncă omului să crească, să se mulțească, să umple pământul, a zis, porunca de a crește prunci și de a te mulți poate să fie o piedică pentru om să se distreze, să se îmbogățească, să-și facă carieră, dar niciodată nu va fi o piedică în cerința lui Dumnezeu de a purta chipul său. Niciodată copiii nu te vor împiedica să ajungi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci dimpotrivă. Dar frate, dar o viață plină de copii, eu știu ce înseamnă. N-am numai de 4, dar cunosc și alte situații. Și știu ce înseamnă să stai noaptea până târziu la lucru, dimineața să te scoli de vreme, peste zi să ai tot felul de probleme cu copiii. Chiar acum, într-o seară, am zăbovit până spre miezul nopții cu un frate din biserică care are vreo 6 copii și acum urmând să se mute în casă, trebuia, pentru că are un termen de evacuare a locuinței, trebuia să rămână până târziu la lucru și îmi zicea, dimineața trebuie să mă scol la 6, să pregătesc de mâncare la copii, să le pun sandwich-uri cu el la școală. Și prima dată mă gândeam, dar soția ta ce face? Să mi-am amintit soția, numai ce născuse, toată ziua este cu cei 6 copii, el este la lucru. Și în modul acesta el încearcă să o mai ajute la treabă. Știu că este greu. Știu că sunt tot felul de frustrări, de momente în care o vorba să te poate mânia. Dar vreau să spun că doar în asemenea momente poți să-ți dovedești caracterul lui Dumnezeu. Poți să ți se formează chipul lui Dumnezeu în tine, în momentul în care este probată și încercată credința și nădejdea pe care o ai. Dar lumea aceasta, cum ziceam, ne propune un alt stil de viață și alte valori. Și ăsta este un mod în care copiii sunt jerfiți. Pentru ce? Pentru un trai mai bun, pentru mai multă distracție, pentru bogăție, pentru a ne face noi reputați. Câți copii oare nu se sacrifică pe altarul ăsta? Citeam undeva că de la Revoluție încoace peste 13 milioane de copii au fost avortați în România. Dați-mi voie să vă spun, dacă 13 milioane de crime au fost efectuate în România, câte avorturi n-au avut loc în mintea soților în cei 20 și ceva de ani de la Revoluție? Câte cuvinte de dezaprobare a vieții au fost rostite? Dumnezeu le numără pe toate astea. Câți copii n-au fost jerfiți la idoli? Se jerfesc astăzi copiii pentru idolii noștri. Dar de unde am învățat asta? Am învățat din faptele lor. Și atunci cum să mai făptești dreptatea în orice vreme? Păi de aia e criză, frate. Criza astăzi. Gândiți-vă că suntem cea mai privilegiată societate din toată istoria. Niciodată nu s-a muncit așa de puțin în lume. Ca să trăiești. Ca să ai ce mânca, să muncește puțin și ușor. Niciodată n-am avut asta industrie și mașinărie care să lucreze pentru noi. Totdeauna oamenii au lucrat în sudoarea frunții și s-au chinuit. Niciodată n-am avut confortul care îl avem în locuințele noastre. Și posibilitatea să trăim așa de ușor ca și astăzi. Gândiți-vă numai la generația anterioară. Niciodată societatea nu s-a bucurat de atâta pace cât se bucură astăzi lumea. Tot timpul a fost lumea frământată de războaie, de pericole, de boli. Niciodată n-am avut posibilități medicale ca și astăzi. Și totuși, ne mai plângem că e greu și ne jertfim pruncii la idol. Ăsta este un capitol. Vreau să vă spun un cuvânt asupra căruia merită să meditați. Un stăvilar poate să oprească o apă în cursul ei, dar oprind-o, o va face să se înalți. Copiii îți vor fi o piedică, sigur îți vor fi o piedică. Copiii te vor opri la visurile pe care ți le-ai făcut ca tânăr, ca bărbat, ca femeie. Dar oprindu-te, te vor face să crești, te vor înălța. Și adesea când privim oamenii,
Noi începem și măsurăm. Băi, este un om bine văzut, respectat. Și îl cântărim așa. Dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu judecă altfel lucruri. Mi-a dat Dumnezeu posibilitatea să întâlnesc cu oameni din aceștia mari și pe care i-am respectat. Și când m-am apropiat de ei, zicea cineva că oamenii nu sunt ca munții, de care cu cât te apropii cresc. Ci oamenii sunt exact invers. Cu cât te apropii de un om și începi să-l cunosc, vei vedea cum începe să scadă și să devine tot mai mic. Și am întâlnit oameni care nu credeai că sunt cineva. Și când am început să mă apropiu de ei să-i cunosc, mi-am dat seama că sunt niște oameni extraordinari și va vedea într-o zi, cum obișnuiește fratele Eugen, păstorul, unul dintre păstorii bisericii noastre, să spună, în ziua aceea, când va veni Domnul, vor fi marile răsturnări de valori. Atunci doar se va vedea cine merită cinstea și cine merită rușinea. Dar mai este un alt mod în care ne putem sacrifica copiii la idoli. Și aici e vorba despre cei care avem copilași, cei care i-am acceptat și i-am primit în casele noastre. Câți dintre copiii noștri nu sunt jertfiți idoluri din societate? Povestea recent un frate că în biserică la el a avut un caz a unui frate care și-a dus copilul de mic la un club de fotbal să învețe copilul sport. Și astăzi când este un adolescent nu mai vrea să vină la biserică, nu mai vrea să știe de Dumnezeu. Și a zis, dar cine l-a pus pe altarul ăsta al idolilor copilul? Nu tu l-ai dus? Nu poți să-l duci la biserică, la școală duminică, că n-ai timp, dar la club de fotbal ai putut să-l duci. Câți dintre părinți nu dau unui prunc care încă nu știe să deosebească stânga de dreapta, bine, îi dau internetul în mână, cumpără laptop, tabletă, să aibă să se dezvolte copilul, să fie deștept. Fără să-și dea seama că de fapt își trimite copilul pe altarul idolilor din societatea noastră. Frații mei, ăsta este cel mai jos punct de cădere a unui popor. Când copiii noștri sunt sacrificați, cei pe care trebuie să iubim ca pe noi înșine și pentru a căror mântuire trebuie să fim gata să ne dăm viața. Când copiii noștri jertfim idolilor, Dumnezeu pune punct în relația cu acel popor. Dumnezeu a încheiat istoria cu evrei și a zis, gata ca națiune. Dacă ați ajuns să vă duceți copiii la jertfă idolilor, lucru pe care spune Domnul Ieremia, nici măcar nu m-am gândit să vi-l poruncesc, să vi-l interzic. Nu m-am gândit că vă duce mintea până acolo, încât să vă duceți copiii ca jertfă idolilor. Mă amintesc că am citit undeva o povestioară despre un copilaș care, când și-a adus tatăl o mașină nou-nouță, cumpărată după ani de muncă, cu sacrificiu, și-a adus-o acasă să o prezinte familiei, bucuros că își va împlini cu familia. Copilașul, în timp ce tata prezenta mașina mamei și arăta, se învârtea pe după mașină, a luat o piatră și undeva în spatele, într-o parte a mașinii, nu-l vedea tata. Și mama a început să zgârie pe mașină ceva. Când l-a prins tata și a văzut că este zgâriată destul de serios mașina, l-a prins o furie așa de mare încât a luat piatra respectivă și a zdrobit degetele băiețelului cu piatră. S-a trezit din furia lui numai când era prea târziu, a trebuit să-l ducă la urgențe, dar degetele n-au mai putut fi salvate, au fost amputate. Copilașul tot îl întreba pe tata în fiecare zi, tată, când îmi vor crește degetele din nou? Tatăl, când a mers acasă, a vrut să vadă din nou opera băiețelului său pe mașină. Și abia atunci a sesizat că pe mașină erau scrise următoarele cuvinte. Te iubesc, tati. Ce știa un copil de câțiva anișori, care de-abia a învățat să se scrie. Pentru el nu era importantă mașina, vopseaua de pe mașină. Era important tatăl, care a reușit o asemenea realizare. Dar pentru tata, era mai prețioasă munca lui decât pruncul. Oare câți dintre copiii noștri nu sunt sacrificați idolilor noștri? Venim obosiți după o zi de muncă în care am luptat pentru ce? Să le oferim mai mult confort copiilor, și călcăm sufletele lor în picioare, jignim, vorbim agitat și nervoși cu ei. Nu-i sacrificăm idolilor noștri? Spunea Barbara Bush, această femeie, mamă și soție a președinților Americii, când a fost invitată în fața unui colegiu de fete să vorbească în fața lor, a zis, la sfârșitul vieții spre bătrânețe, după ce ați trecut prin viață, nu mă puteți înțelege că erau niște fete. Vă spun din experiența mea, nu veți regreta niciodată că ați pierdut vreo afacere și putea să câștigați mai mulți bani. Nu o să regretați asta.
Nu o să regretați că nu v-ați făcut o carieră extraordinară și ați fi putut. Nu o să regretați nici asta. Singurul lucru pe care îl veți regreta e că nu v-ați prețuit familiile, că nu v-ați prețuit bărbații și copiii. Dați-mi voie să vă spun, oricât va mai ține societatea și oricât se vor mai întoarce valorile, Biblia rămâne adevărată și dreaptă. Și când Dumnezeu a zis că cine viețuiește într-o dreptate va fi fericit, Dumnezeu n-a mințit. Mi-a plăcut ce spunea un recent, l-am auzit pe un frate, un păstor din România, când a fost întrebat de un reporter: credeți că Sfânta Scriptură face afirmații de ordin științific? Fratele respectiv a zis: orice ar spune știința astăzi, întotdeauna iau Sfânta Scriptură să văd dacă și Biblia spune la fel. Și dacă nu spune, oricât de verificată este de realitate știința respectivă, eu nu cred. Pentru că știința s-a dovedit în cursul istoriei, de atâtea ori au trebuit să schimbăm. Toată știința este construită pe presupuneri, pe modele. Oamenii nu știu exact ce este, doar creează un model. Și pe baza acelui model verifică dacă se întâmplă ce ar presupune presupunerea lor. Dacă este așa, zice că modelul respectiv funcționează. Numai că funcționează în limitele în care este el de perfect. Niciodată nu știm exact realitatea. De exemplu, oamenii au reușit să intre în atom, să vadă cum se comportă nucleul, electronii, protonii, quarci și așa mai departe. Particule pe care nu le-a văzut nimeni. Nu le poate vedea nimeni. Doar vedem că corpul se comportă așa după legile noastre. Și pe o asemenea presupunere este construită toată știința. De aceea, în cursul istoriei, știința de teorie a trebuit să dea în urmă. Spunea fratele respectiv: când eram eu copil, ne spuneau bătrânii, că atunci când cineva avea pneumonie, era tratat cu tutun, trebuia să fumeze, era considerat un tratament împotriva pneumoniei. Astăzi se știe că, de fapt, tutunul dăunează foarte mult. Știința și-a schimbat mereu, mereu spusele. Cândva anumite medicamente care erau în vogă și erau foarte folosite, s-a constatat că, de fapt, ele dăunează vieți. Dar cât e vorba despre cuvântul lui Dumnezeu în istorie, niciodată cuvântul lui Dumnezeu n-a putut fi depășit în vreo societate. Să spunem, astăzi nu mai este valabil. Cuvântul lui Dumnezeu este atemporal. Recent eram în cancelare și unul dintre profesorii de muzică a început să cânte și am început să râd de versurile sale. Și ce râd, zice. Zic că mă bucur că aveți bună dispoziție. Păi ce mi-o creez? Trebuie să ne-o creem. Și trebuie totuși să fii bucuros. Zic că asta spune Sfânta Scriptură de mult. Și da, e dovedit psihologic, științific, că atunci când omul se bucură. Și ce pot să spun la îndemână, manuale și cărți, ca să înțelegi cum se emană din trupul nostru diferite unde și cum e benefic sănătății umane, veselia. Zic, dar Eclesiastul de când ne-a spus, în ziua bucuriei, bucură-te. Și în ziua necazului gândește când Dumnezeu le-a făcut și pe una și pe alta, nu te lăsa doborât. Sau în capitolul 8, capitolul 9, versetul 8, unge-ți capul cu un de lemn și hainele să fie albe în orice vreme și un de lemn să nu-ți lipsească de pe cap. Și nu uitați că un de lemn în vechime era simbolul bucuriei. Tu mai unzi cu un de lemn de bucurie, mai presus decât vrăjmașii mei. Scriptura recomandă de mult asta. În toate capitolele în care Scriptura vorbește despre ceva, se constată în cursul istoriei și a timpului că Dumnezeu are dreptate și cuvântul lui Dumnezeu rămâne, pentru că El este revelat. El nu este invenția omului care a încercat să cunoască ceva despre Dumnezeu, ci este comunicarea lui Dumnezeu față de noi. De aceea, îmi închei mesajul meu din psalmul acesta, 106, cu versetul 3, pe care l-ați văzut, l-am ales ca verset de bază al textului și al mesajului din această seară. Indiferent ce va fi, ferice de cei ce păzesc legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme. Dumnezeu să ne ajute. Amin.